În teorie, autoritățile buzoiene sunt pregătite în cazul unor cutremure. Cel puțin pe hârtie, planurile de intervenție în cazul situațiilor de urgență arată bine, de la limitarea numărului de victime până la cazarea persoanelor rămase fără locuință din cauza seismului și avertizarea, alarmarea populației în cazul iminenței producerii unui astfel de eveniment nedorit. Planul a fost aprobat astăzi în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență cu unanimitate de voturi. Scrisă și într-adevăr cu ce acțiuni trebuie să facem fiecare dintre noi, le avem. Da? Dar în mare, cum se face alertarea zonei? Trebuie să facă și alertarea județului. Se face alertarea? Adică e diferit. Sunt la o parte când și există teorie și ce trebuie să facem conform. Practic, dacă utilitățile nu sunt afectate, și aici mă refer la energie electrică, în special, care asigură funcționarea mijloacelor de alarmare, înștiințare și de transmitere, inclusiv telefonie mobilă și așa mai departe, înștiințarea cetățenilor se face prin sistemele de înștiințare, avertizare și alarmare, care sunt în dotarea fiecărui comitet local pentru situații de urgență, la nivelul fiecărei primării, prin mass media și așa mai departe. În condițiile în care energia electrică pică, de aici încep să apară probleme. Lucrurile se complică. Există un sistem de înștiințare alarmare la nivel de județ. Sunt 132, dacă nu greșesc, de sirene în tot județul. Sunt la nivel de municipiu Buzău, Râmnicu Sărat și încă două localități. Există un sistem centralizat cu un buton de comandă, unul la punctul de comandă de care se află aici la prefectură și unul la nivel de inspectorat județean, care pot fi acționate centralizat. Tot în ședința de astăzi, autoritățile au ridicat problema apelului de sensibilizare a populației în contextul unei ierni cu precipitații record. Posesorii auto vor fi din nou sfătuiți să nu se aventureze la drum în condiții de ninsoare abundentă. Ba chiar unii edili au avansat ideea unor bariere instalate în punctele cheie ale localităților pentru a împiedica pe șoferi să circule pe drumurile afectate de precipitații. Perioada va fi anunțată destul de grea, ca și sezon de iarnă. Și atunci, dacă nu suntem organizați și nu avem informații certe despre modul de acțiune, și acum lăsați-mă să le zic, nu le mai zic cu ATU, ci le zic primării, despre ce materiale au, despre ce utilaje au, despre ce stoc de combustibil au, atunci avem o problemă noastră din fașă. Și atunci am decis împreună, noi, conducerea instituției prefectului, cu conducerea domnului președinte Consiliului Județean și ISU, ne-am hotărât că trebuie totuși să avem altă organizare suplimentară peste cea pe care este. Și o vom aproba tot într-o hotărâre până în data de 15 noiembrie, pe structură, așa cum vă delegați fiecare, inclusiv jantare. Acum, că dacă tot am vorbit de anumite evenimente, este ca și povestea cu războiul de gherile. Este foarte greu într-o comunitate mare să poți să intervii, pentru că sunt mașini, oamenii circulă mai decât că acolo, într-adevăr, e rolul nostru autorităților să încercăm să sensibilizăm populația să înțeleagă fenomenul. Și din punctul meu de vedere, chiar dacă asta este viața, să uită urât, ne înjură în ghilimele o zi, două, trei, pentru că eu știu anumite străzi sunt blocate din cauza fenomenului, dar a treia, a patra, a cincea zi o să ne mulțumească că nu sunt victime omenești, că lumea totuși trece peste... Deci încă o dată eu înțeleg, în oraș este mult mai dificil. Cred că ne-a trebuit câțiva ani de zile să ne pregătim și tot nu vom fi capabili să putem să ne ridicăm la nivelul așteptării populației. Deci își imaginează că a doua zi trebuie să meargă cu mașinile pe străzi. Și de aici există un întreg blocaj și aș face apel la presă să ne ajute, pentru că până la urmă toți suntem de aceeași parte a baricadei atunci când vine vorba de condițiile pentru cetățeni. Am să închei, doar atât era mesajul meu, să încercăm să conștientizăm de pe acum, când este liniște, pe cetățeni să înțeleagă că în situații extreme nu putem să fim pregătiți. Nu avem cum, dovadă că nici în Statele Unite, care sunt vârf de tehnologie, în cinci mai și în altă parte, atunci când ninge în condiții deosebite, da? Când există coduri roșii, nu pot interveni la nivelul pe care el l-aștept.
Pentru planul de acțiune pe timp de iarnă, autoritățile vor organiza o nouă întâlnire luna viitoare.